ai partidului nostru. Înainte de a-i da cuvântul domnului general Chilaru și înainte de a vedea imaginile zilei de astăzi, vreau să-i rog în continuare pe telespectatorii noștri, fiindcă vom vorbi și despre servicii secrete, despre operațiuni murdare, îi rog din nou pe telespectatorii noștri să ne spună mai multe amănunte despre aceste mașini ale terorii din Târgu Jiu, Gorj 04WTY cu Dacia albă, Gorj 27 Hit un BMW, B64WXE un Volkswagen Passat, B48TWL un Volkswagen Bora. Vă reamintesc că sunt mașini care au geamuri negre de regulă, chiar și în față, cum legea interzice, adică pe față dreapta, față stânga, au geamuri negre. Sunt tot timpul poziționate în mijlocul caravanei noastre, au o anumită protecție a poliției, oricât am sunat noi la poliție, oricât am rugat pe cei de la poliția rutieră, nu-i pot scoate din dispozitivul nostru, mereu sunt parcate în fața sediilor noastre, mereu cei de înăuntru vorbesc pe niște stații de emisie recepție și vă reamintesc că ocupanții acestor mașini rup din afișele noastre, afișe pe care noi le-am, cum să spun, le-am găsit deteriorate, am reclamat la poliție, știți incidentul de-alaltă, poliția nici până astăzi nu a dat vreun verdict și din acest motiv le spun și acestor oameni din conducerea poliției și de SN să le fie rușine, o mare, mare rușine. Dacă nici cum face Diaconescu o reclamație, nu dați un verdict, că am avut dreptate sau că n-am avut în 24 de ore, acum înțeleg ce rezultate dați dumneavoastră oamenilor simpli din Gorj sau din Târgu Jiu când vin și ei cu reclamații. Vă reamintesc că oferim 100 de milioane de lei vechi pentru orice indiciu ce va duce la prinderea celor care încalcă legea electorală. Deci oferim 100 de milioane de lei vechi pentru orice indiciu în ceea ce privește, repet, capturarea acestor patru mașini, adică a pasagerilor din aceste patru mașini care încalcă legea electorală. Mă refer la ruperea de afișe, ruperea de banere. Oferim această recompensă. Astăzi a fost pentru prima oară când presa locală mi-a ținut calea. Știți că presa locală nici nu anunță participarea noastră în aceste alegeri. Îi spun că în Colegiul 6 candidează doar Victor Ponta și atât. Astăzi presa locală a venit și la dispărare a spus: e adevărat că ați dat 100 de milioane de lei? Ceea ce, evident, legea interzice. Și zic, nu e adevărat, dăm doar o recompensă de 100 de milioane de lei ca să-i prindem pe bandiții lui Ponta. Și atunci imediat au lăsat camerele în jos, au lăsat microfoanele și au început să... și au plecat unul câte unul. Aceeași scenă s-a repetat și pe scările poliției acum două nopți, când ei toți sperau ca poliția să mă fi arestat pe mine pentru motiv că USL-ul ne-a rupt afișele. Și când am ieșit acolo din poliție, ei spun: ce s-a întâmplat? De ce ați fost reținut? De ce ați fost arestat? Și zic, nu, am venit să-l reclam pe Victor Ponta și sper ca poliția să-l încătușeze cât mai repede, să-l prindă pe acest bandit. Și atunci au stins, că era noapte, au stins reflectoarele unul câte unul și au plecat dezamăgiți spre casele lor. Cam asta e povestea din Târgu Jiu, domnule general. În lipsa dumneavoastră mi-am permis să vă raportez ce eveniment de zama e petrecut. Și chiar veteranul pe care dumneavoastră l-ați descoperit de război și pe care mi l-ați prezentat într-un cartier, chiar în curtea lui sau și în curtea lui s-a petrecut un asemenea incident, în sensul că el fiind bătrân, fără apărare, nenorociții ăștia din mașinile astea au intrat în curtea lui, unde noi lăsasem un banner și au smuls bannerul de pe casă. Cam așa se petrec faptele aici. Deci vedeți dumneavoastră ce înseamnă să transformi o competiție, haideți să spunem și electorală, care este, aș spune, corolarul manifestării unei vieți democratice, pur și simplu în banditism. Ăsta este banditism. N-am cum să spun altceva, dar sunt foarte multe de adăugat. Dați-mi voi, în primul rând, de aici, din studioul acesta al Gorjului Liber, nu? Da. Să fac o chemare. Haideți, poate chiar e bine să emitem. Emitem din postura aici vocea poporului. Poate că nu trebuie să vorbim din clandestinitate, dar e bine să se știe că am fost întrebat, interpelat, poate chiar jignit și abuzat cu fel de fel de invective. Ce cauți, bă, acolo la partidul ăla? Ce te-a dus tu acolo, bă, băiatule? Cine te-a pus? Te-ai dat tu cu ăia toți cu fel de fel de neavenit, sărăntuși și așa mai departe. Cam ăsta este registrul pe care îl primesc, din păcate, și în corespondența de pe Facebook, de pe internet, unele dintre ele. Marea majoritate este chiar vădit măgulitoare. Și am ținut neapărat să vin, să discutăm împreună și să le dăm un răspuns din mai multe unghiuri. Și o să le iau așa metodic, cum știți că o fac eu. Nu înainte însă de a atrage atenția,
celor care folosesc asemenea tipuri de mașini, domnul Ogan, nu mai trebuie să dați, îmi dați recompensa? Da, vă rog, cum să nu. Tot ce este cu Y, W și X înăuntru, aparține unui anumit tip de serviciu din România. Aha. Asta vă spun cu siguranță. Absolut. M-am uitat la numere și cunosc inclusiv combinațiile. Dar nu pot să emit vreo ipoteză de lucru atât timp când nu le știu misiunea. Poate că au misiunea să le protejeze. Da. Poate că, într-adevăr, au misiunea să extragă o realitate de la Târgu Jiu, care este de regulă răstălmăcită, este întoarsă pe dos, mutilată de către cei care au interes să nu se scoată în evidență răsturnarea de scor. Aici e ca la, să zic o chestie, este ca la fotbalul american. Cine trebuie să ajungă la țintă, trebuie să fie ajutat de cei care blochează. Băieții cam așa fac. Asta practică sportul american. Blocaje, mușcat de nas, mulți urechile, dat de pământ, asta este regula lor. Ei bine, am făcut această încălzire a intrării în subiectul nostru, dar ar fi chiar neprietenos din partea mea să nu salut pe acești extraordinari oameni din Târgu Jiu. Să știți că aici au fost unități militare de excepție. Brigadă de apărare antiaeriană, a fost brigadă de vânători de munte, toate desființate, din considerente pe care le cunoașteți. Aici au lucrat peste 8.000 de militari. Domnul Deacon, știați? L-a scos cărbune. Am auzit că a fost o mare garnizoană aici, da? Da, l-a scos cărbune. Renumitul Dumnezeu să-l urmească, Habibi se spunea că muncise și prin Egipt, era tocmai șeful întregii centrale a Huilei. Ei erau cei care scoteau cărbunele nostru din pământul ăsta înstărăcit. E bine, aici este o masă foarte omogenă, chiar și etnic, de oameni care au o mândrie extraordinară, o mândrie personală. Numai că ea a fost băgată sub pulpana baronilor locali. Baronilor locali, prea puțin spus, a ciocoilor încumetriți. Recunoașteți vorba domnului Viescu, da? Ei au creat acel capitalism de cumetrie, nu domnul. Este o politică de încumetriți, de indivizi care, așa cum ați văzut, se înrudesc între ei, corespunzând.